conduc această ședință în calitate de vicepreședinte al Senatului, asistată de domnii senatori Ion Mocioalcă și Sorin Lavric, în calitate de secretari ai ședinței. Ordinea de zi pentru ședința plenului de astăzi și programul de lucru stabilite de Biroul Permanent al Senatului și de Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare au fost distribuite și afișate pe pagina de internet a Senatului. Stimați colegi, vă reamintesc că potrivit dispozițiilor art. 111 și 136 din regulamentul Senatului, în situații excepționale, ședințele plenului Senatului se desfășoară prin mijloace electronice, iar dezbaterea și adoptarea inițiativelor legislative se vor face printr-o procedură simplificată. Pentru operativitate, în prima parte a ședinței de plen se vor desfășura dezbaterile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, iar după încheierea acestora, în a doua parte a ședinței, se va desfășura sesiunea de vot final. Comitetul Liderilor Grupurilor Parlamentare a hotărât ca votul să se exprime prin intermediul sistemului electronic hibrid, tabletă STS, card de vot electronic, iar senatorii, care nu vor putea să-și exprime votul în această modalitate, vor fi apelați din sala de plen la numerele de telefon puse la dispoziție, la solicitarea liderilor de grup. Rezultatul votului se obține prin însumarea voturilor exprimate prin sistemul de vot electronic hibrid, prin cardul de vot și pe tabletă, precum și apel nominal telefonic. Stimați colegi, începem ordinea de zi. Punctul 1. Avem proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Raportul Comisiei Buget Finanțe, Activitate bancară și piață de capital este de admitere cu amendamente admise și respinse a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și se adoptă cu votul majorității senatorilor prezenți. Senatul este prima cameră sesizată. Începem dezbaterile. Dacă din partea grupurilor există doritori la cuvânt, nu există solicitări, atunci vom... Nu există, da? Bun, atunci dați-mi voie să închid dezbaterile generale asupra acestui punct și să las inițiativa legislativă la vot final. La punctul 2 al ordinii de zi avem proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 126/2021 pentru modificarea legii numărul 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap. Raportul Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială este de admitere cu amendamente admise și respinse a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice și se adoptă cu votul majorității senatorilor. Suntem primă cameră sesizată. Începem dezbaterile pe acest proiect. Dacă sunt doritori din partea grupurilor parlamentare, nu există, atunci vă rog să îmi permiteți să închid aceste dezbateri generale și ați ridicat-o mai târziu decât am întrebat eu, dar vă invit cu drag la cuvânt. Bună dimineața, doamnă președinte de ședință, stimate colege, stimați colegi.
Motivul pentru care probabil că mâna nu a fost văzută de la început este că a fost pusă foarte târziu pe ordinea de zi a ședinței plenului acest proiect de lege. Ca membru al Comisiei de Muncă, împreună cu colegii mei, am susținut două amendamente și aș vrea să le menționez. Ele au venit ca o urmare a faptului că aveam deja depus o inițiativă legislativă pe circuitul parlamentar, o inițiativă care să facă o corecție importantă, și anume faptul că astăzi în România acest drept al alocației minorilor acordat copiilor între 0 și 18 ani, dar cu o excepție importantă pentru toți tinerii care depășesc vârsta biologică de 18 ani, elevii aflați încă în proces de școlarizare, învățământ liceal sau tehnologic, continuau să primească această bursă. Această alocație. Din păcate, ceea ce nu se aplica unitar în toată țara, ci interpretativ la discreția organismelor deconcentrate de la județ la județ, avem o mare problemă și anume, avem în România copii cu dizabilități care, deși au împlinit vârsta biologică de 18 ani, nu puteau continua în baza legii să primească alocația, pentru că nu erau trecut textual în textul legii învățământ liceal sau tehnologic, ei fiind în continuare în baza învățământului gimnazial. Mă bucur tare mult că această corecție a fost realizată prin acest OUG. Însă aș mai atrage atenția că am mai făcut încă o propunere, un amendament, care a fost respins de către parlamentarii partidelor aflate la putere, și anume, din moment ce indemnizația pentru copiii 0-2 ani și pentru copiii cu dizabilități este la 600 de lei, și indemnizația copiilor cu vârste între 2 ani și 18 ani să fie la jumătatea acestui sume de 600, și anume 300. Din păcate, această creștere a valorii alocațiilor a fost respinsă. Partea bună este însă că această nedreptate pe care am invocat-o aici va fi corectată prin intermediul acestui amendament pe care l-am depus și care totuși a trecut în unanimitate la Comisie. În consecință, senatorii USR Plus vor vota pentru un raport de admitere al acestei al legii de aprobare a OUG-ului și sperăm ca puterea să devină sensibilă și să înțeleagă că în spirala inflaționistă în care ne aflăm, pe fondul scandalului creșterii prețului facturilor la gaze și la energie, este nevoie de orice formă de sprijin pentru populație. Iar o creștere minoră de la 263 la 300 de lei pentru alocațiile din toată țara ar fi pus umărul măcar puțin la situația de criză în care se află România. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule senator! Într-adevăr, o ordonanță care reglementează o problemă importantă. Dacă din partea grupurilor parlamentare mai există luări de cuvânt, vă mulțumesc. Atunci vom închide dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi. Inițiativa legislativă rămâne la vot final. La punctul 3 al ordinii de zi avem proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului 106 din 2021 privind unele măsuri pentru organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. Raportul comun al Comisiei Juridice de Numiri, Disciplină, Imunități și Validări și Comisiei pentru Cultură și Media este de admitere cu amendamente admise a proiectului de lege pentru respingerea ordonanței. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, se adoptă cu votul majorității senatorilor. Senatul este cameră decizională. Din partea Ministerului Culturii, îl invit pe domnul secretar de stat Demeter să ne prezinte opinia instituției pe care o reprezintă, după care dăm drumul la dezbatere. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte de ședință. Inițiativa legislativă, de fapt ordonanța de urgență, viza reglementarea unei situații de vacanță a conducerii Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. Având în vedere că prin votul plenului camerelor reunite
venite ale Parlamentului României din 15 noiembrie a anului trecut. Această situație s-a rezolvat în mod normal. Această inițiativă legislativă a rămas fără obiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! O invit la microfon din partea grupului PSD pe doamna Gabriela Crețu. Mulțumesc, doamna președintă de ședință. Stimați colegi, grupul PSD va vota pentru legea de respingere a acestei ordonanțe din mai multe motive. Ea este procedural inacceptabilă, pentru că legea trebuie să fie un act normativ cu caracter general, iar asta sună ipotetic și individual. Bineînțeles, îmi veți spune că există și situații în care reglementăm cazuri individuale, cu condiția să fie unice. Ori noi nu vrem să repetăm abuzul, pentru că această lege era într-un fel o corectare a unui abuz, cel de îndepărtare a conducerii celor două instituții publice de radio și televiziune, în condițiile în care noi, legiuitorul, în înțelepciunea lui în legea 41, reglementase că președintele Consiliului de Administrație rămâne în funcție până la numirea unui nou Consiliu, deci avea cine semna actele. În aceste condiții și cu speranța că nu se va repeta o asemenea situație, votăm pentru respingerea ordonanței. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator! Constat că nu mai există alte înscrieri la cuvânt. Închidem dezbaterile generale asupra acestui punct și lăsăm inițiativa legislativă la vot final. La punctul 4 avem aprobarea transmiterii către Camera Deputaților ca primă cameră sesizată a unei inițiative legislative, în conformitate cu hotărârea Biroului Permanent din 7 februarie 2022 pe baza avizului Comisiei pentru Constituționalitate, potrivit prevederilor articolului 35 aliniat 1 litera E și articolului 94 aliniat 1 litera B din regulamentul Senatului, se transmite către Camera Deputaților pentru a dezbate și adopta ca primă cameră sesizată următoarea inițiativă legislativă. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii Educației Naționale numărul 1 din 2011. Urmează să supunem votului aprobarea transmiterii către Camera Deputaților în cadrul sesiunii de vot final. La următoarele puncte, 5-9 ale ordinii de zi, avem proiecte de hotărâre privind exercitarea controlului de subsidiaritate și proporționalitate în conformitate cu protocolul numărul 2 din Tratatul de la Lisabona, care se regăsesc afișate pe pagina de internet a Senatului, astfel la punctul 5, proiectul de hotărâre referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului. Raportul este din partea Comisiei pentru Afaceri Europene. Începem dezbaterile. Doamna senator Gabriela Crețu este invitată la microfonul central. Stimați colegi, trei dintre documentele supuse aprobării dumneavoastră fac parte dintr-un pachet. Pachetul ca atare nu are niciun fel de problemă în privința subsidiarității și proporționalității. În schimb, am vrut să iau cuvântul pentru a vă sublinia încă o dată că, deși acest pachet este elaborat ca să protejeze cetățenii europeni, el s-ar putea să ne transforme în victime cu propria noastră contribuție. Și această contribuție este cauzată de un fel de lipsă de coordonare. Sunt mai multe instituții implicate în acest proces. Oficiul de combatere a spălării banilor, Ministerul Justiției, Banca Națională a României, etc., fără a avea o corectă coordonare și înțelegere. Și atunci putem să ne transformăm în victime din cauza unor definiții extrem de largi, de exemplu, în legislația românească, incomparabil mai largi decât în alte legislații europene, cu privire la ceea ce înseamnă infracțiune gravă, de exemplu, cu privire la lista autorităților competente care pot să aibă acces la date. Și în aceste condiții s-ar putea ca foarte ușor să devenim cu toții teroriști.
și să fim suspectați ca atare. Deci, observația era destinată reprezentanților guvernului care lipsesc pentru a-și face datoria de a coordona instituțiile între ele și de a vedea consecințele pe care o asemenea legislație le are pentru cetățenii români. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna senator. Mai există vreo de cuvânt? Am încheiat dezbaterile generale asupra acestui punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre rămâne la vot final. La punctul 6, proiectul de hotărâre referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a autorității pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și de modificarea regulamentelor 1093/2010, 1094/2010 și 1095/2010. De asemenea, raportul este tot din partea Comisiei pentru Afaceri Europene. Începem dezbaterile. Dorește cineva să ia cuvântul pe acest cont? Dacă nu dorește nimeni, atunci vom lăsa acest proiect de hotărâre la vot final. Următorul punct, punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive, reformare, raport Comisia pentru Afaceri Europene. Există doritori pentru dezbaterile generale? Dacă nu există, vom trece acest proiect de hotărâre la votul final. Următorul punct al ordinii de zi, 8. Proiect de hotărâre referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului și de abrogarea directivei 2015/849. Tot Comisia de Afaceri Europene a făcut raportul. Dezbateri, înscrieri la cuvânt, dacă există doritori. Un apetit deosebit pentru comuri. Închidem aceste dezbateri și lăsăm proiectul de hotărâre la votul final. Ultimul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei UE 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul punctului unic de acces. Comisia pentru Afaceri Europene a făcut raportul. Începem dezbaterile. Din partea grupurilor nu există înscrieri la cuvânt, motiv pentru care, nefiind intervenții, constat că și acest punct va rămâne la votul final. Continuăm lucrările Senatului cu cea de-a doua parte a ședinței, respectiv exprimarea votului asupra punctelor înscrise la ordinea de zi, în conformitate cu hotărârea Comitetului Liderilor Grupurilor Parlamentare, potrivit prevederilor artul 111 din regulamentul Senatului, se va supune unui singur vot raportul în întregime și inițiativa legislativă. De asemenea, vă reamintesc că votul se exercită prin intermediul sistemului de vot electronic hibrid. În timpul ședinței de vot electronic hibrid, în cazul în care senatorul este înregistrat în aplicație sau are cardul de vot introdus în consolă, dar nu apasă nicio tastă, va figura absent la votul respectiv. În situația în care, din eroare, senatorul prezent în sala de plen își exercită votul prin intermediul cardului de vot, cât și online prin intermediul tabletei STS sau prin apel telefonic, în mod automat, se va înregistra și se va lua în considerare doar opțiunea exprimată prin intermediul sistemului din sala de plen, adică cardul de vot. Având în vedere cele prezentate anterior cu privire la votul prin intermediul sistemului de vot electronic hibrid, cartele și tablete, urmează să derulăm votul test pe care îl cunoaștem cu toții. În acest sens, stimați colegi, vă rog să introduceți cartelele de vot în console sau să accesați aplicația Vot. Avem 30 de secunde la dispoziție pentru exercitarea votului. Vă rog, vot!
77 de colegi prezenți pentru 47, împotrivă 6, 17 abțineri, nu votă 7. Există din partea liderilor de grup vreo observație cu privire la votul test? Nu există. Da, fiind faptul că nu există intervenții, dați-mi voie să trec la vot la punctul 1 al ordinii de zi. Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 124 din 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Urmează, stimați colegi, să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere cu amendamente admise și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței, așa cum se propune a fi modificat prin amendamentele din raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Vă rog să votați. ...82 de senatori prezenți, pentru 72, împotrivă 10, nicio abținere, nu votez 0. La punctul 2 al ordinii de zi de astăzi, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului, numărul 126 din 2021, pentru modificarea legii numărul 61, din 1993, privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea unei indemnizații compensatorii pentru persoanele cu handicap. Urmează să ne pronunțăm prin vot asupra raportului de admitere cu amendamente admise și a proiectului de lege privind aprobarea ordonanței, astfel cum se propune a fi modificat prin amendamentele din raport. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Vă rog să votați. Prezenți 82 de senatori, pentru 82, împotrivă 0, abțineri 0, nu votez 0. Vă mulțumesc celor prezenți în sală pentru exercitarea votului. Urmează exercitarea votului prin apel nominal. Îl rog pe domnul senator Lavric să se pregătească pentru a face apelul nominal.
dumneata. Începem apelul telefonic. Anastase Roberta, Antal Ișvan Lorang. Anastase Antal. Roberta Anastase, sunt senator PNL de Prahova și votul meu este pentru. Da, amândouă, înțeleg, da? Da. La ambele puncte de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Antal Ișvan Azamfire Leonard. Aveți cuvântul. Bună ziua, sunt Antal Ișvan Lorand, senatorul DMR și votez pentru ambele două puncte de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, la revedere. Azamfire Leonard, Badea Viorel Richard. Bună ziua, de la sala de plin pentru exprimarea votului. Am să vă anunț când aveți cuvântul. Sunt două puncte. Da. Bună ziua, sunt senatorul Leonard Azamfirei de Mureș. Votul meu este pentru ambele punctele pe ordinea de zi. De regulă. Badea Viorel, Banu Claudia. Aveți cuvântul. Bună ziua, sunt senatorul Viorel Badea. Votul meu este la ambele puncte pe ordinea de zi pentru. Mulțumesc. Banu Claudia, Bourceanu Septimiu. Doamna Banu nu răspunde. Nu răspunde doamna Banu. Bourceanu Septimiu, Breahnă Pravăț. Nu răspunde domnul Bourceanu. Nu răspunde domnul Bourceanu. Breahnă Pravăț, Busuioc Andrei. Bună ziua, mi-am exprimat votul și electronic, dar reiterez și aici faptul că... E în regulă atunci. A votat electronic Breahnă, da? Breahnă Pravăț. A votat electronic, a spus, da? Ok. Nu răspunde domnul Busuioc. Busuioc nu răspunde. Cadariu Constantin Daniel. Cazanciuc Robert. Așa un pic. Da? Da, l-am trecut deja, mi-a spus. Da. Alo, bună ziua, sunt senatorul Cadariu Constantin Daniel, iar votul meu este pentru. Ambele puncte. Cazanciuc Robert, Câmpeanu Sorin. Nu răspunde domnul Cazanciuc. Cazanciuc a fost aici. Da. A fost în sală Cazanciuc, l-am văzut eu. Nu, nu e trecut acolo? Mă rog, zicem nu și vedem. N-a votat. Câmpeanu Sorin, Ceche Otilo. Sorin Câmpeanu, grup PNL, votul meu este pentru. Ceche Otilo, Dunca Marius. Nu răspunde Cazanciuc. Nu răspunde domnul Ceche. Ceche nu răspunde. Dunca Marius, Fenechiu Daniel.
Senator Dunca Marius Alexandru, senator PSD Brașov, votul meu este pentru punctele înscrise la ordinea de zi. Fenechiu Daniel Firu Stella. Aveți cuvântul. Mulțumesc, sunt Daniel Fenechiu, senator din grupul Partidului Național Liberal, circunscripția 4 Bacău. Votul meu este pentru la ambele punctele pe ordinea de zi. Deci pentru la 1, pentru la 2. Mulțumesc. Firu Stella, Ghica Cristian. Mulțumesc. Bună ziua, Stelafiru, senator de Mehedinți. Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. Ghica Cristian, Ioan Raluca Gabriela. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua, senatorul SR de București, Cristian Ghica. Votez pentru la ambele punctele pe ordinea de zi. Mulțumesc. Ioan Raluca Gabriela, Laslo Otilo. Senator Ioan Raluca Gabriela, circumscripția 41, votez pentru la cele două puncte de pe ordinea de zi. Laslo Otilo, Mirea Siminica. Aveți cuvântul. Bună ziua, sunt Laslo Atila, senator UDMR de Cluj. Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. Mirea Siminica, Muntean Lucica. Sunt senator PSD de Olt, Siminica Mirea. Vot pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. Mulțumesc, Nivona. Muntean Lucica, Nazare Alexandru. Aveți cuvântul. Da. Bună ziua. Sunt Lucica Dina Muntean, senator PNL Hunedoara și votul meu este pentru la amândouă punctele de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Mulțumim, Nazare Alexandru, Neagu Ionuț. Domnul Nazare nu răspunde. Nu răspunde domnul Nazare. Nazare nu răspunde. Și pe Mateescu, vă rog, Sorin Mateescu. Puneți-ți pe Mateescu, că acum mi-a trimis. Sorin Mateescu. Aur. Să-l sunăm. Nu răspunde Neagu Ionuț. Neagu Ionuț nu răspunde. Bună ziua, domnul senator. Pandea Ciprian, Pauliuc Nicoleta. Bună ziua. Sorin Mateescu, senator Aur. La punctul 1, contra raportului de admitere și la punctul 2, pentru lege. Vă mulțumesc. În regulă. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Bună ziua, Ciprian Pandea, senator PNL de Călăraș. Votul meu este pentru la toate punctele de pe ordinea de zi. Mulțumim. Pauliuc Nicoleta. Bună ziua, stimați colegi, Nicoleta Pauliu, sunt senator PNL de Ilfov. Votul meu este pentru la toată ordinea de zi. Mulțumesc, o zi bună. Și ne întoarcem un pic la Cătană, că am primit acum mesaj. Cătană, tot aur. Să-l sunăm pe Cătană. Puneți-l acolo, Cătană. Urmează. 24, da. Deci, Cătană.
Popa Marichal. La punctul 1, bună ziua, sunt senatorul Gheorghe Ancătană. La punctul 1 votez împotrivă, iar la punctul 2 pentru. În regulă. Popa Marichal, Puiu Ovidiu. Nu răspunde domnul Popa Marichal. Popa Marichal nu răspunde. Puiu Ovidiu, Purcărin Bianca. Ovidiu Puiu, senator de Argeș, circumscriția 3, votul meu pentru astăzi este pentru la ambele puncte înscrise pe ordinea de zi. Aveți cuvântul. Bună ziua, Bianca Purcărin, PSD Bacău. Votul meu este pentru la ambele puncte înscrise pe ordinea de zi. Mulțumesc. În regulă. Rujan Ion Cristinel, Scântei Laura. De la sala de prim pentru exprimarea votului. Sunt două puncte, să vă anunț când aveți cuvântul. Mulțumesc. Deci, Rujan... Acum, Rujan. Pentru ambele puncte, mulțumesc. Puteți să repetați, vă rog? Nu, am auzit. E în regulă. Da. Senator Rujan Ion Cristinel, votul este pentru ambele puncte de pe ordinea de zi. Mulțumesc. Scântei Laura, Stan Ioan. Așa. Nu răspunde. Domnul Busuioc. Nu ziua de la sala de pentru reclamarea votului. Sunt două puncte. Aveți cuvântul. Bună ziua, sunt Iulia Scântei, senator de Iași. Voturile mele pentru cele două proiecte de pe ordinea de zi sunt voturi pentru. Vă mulțumesc mult. La revedere. O clipă că... Așa. Alo? Stan Ioan și Stocheci Cristina. Mă auzi? Zi acum că se aude în microfon. Zi, e Busuioc. Bună ziua, sunt Andrei Busuioc, senator Vaslui Aur. Pentru primul punct, de mai zi o dată. Sunt două puncte. Am okay. Mulțumesc. În regulă. Busuioc, primul punct contra, punctul 2 pentru. Bună ziua, senator Ion Stan. Vot pentru la ambele puncte. Vă mulțumesc, zi bună. Încă o dată, Busuioc, da? Primul contra, al doilea pentru. Alo. Aveți cuvântul, domnul Stan. Bună ziua, sunt Cristina Stoche, senator PSD de Argeș. Votul meu este pentru, la ambele puncte aflate pe linia de zi de astăzi. Mulțumesc! Tancios Barna, Toanchină Marius.
ziua, de la sala de plen pentru exprimarea votului. Două puncte. Aveți cuvântul. Bună ziua, senator PSD Brașov, Marin Gheorghe Tanchină. Pentru la amândouă punctele, vă mulțumesc. Tancios Barna. Domnul Tancios nu răspunde. Nu răspunde. Vela Ion Maricel. Toanchină Marius. Deci, Tancios, Vela, Veștea. Bună ziua, sunt Marcel de la senator de Caraș Severin, grup PNL. Votul meu pentru ambele puncte este pentru. Veștea Voiculescu. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Auziți? Auziți? Aveți cuvântul. Bună ziua, Mihai Veștea de la Brașov sunt. Votez astăzi pentru apuntele de pe ordinea de zi. Aflată la ordinea de zi. Mulțumesc, bună ziua. Voiculescu Liviu. Bună ziua, sunt senatorul Liviu Voiculescu, senator de Olt. Votul meu este pentru la ambele puncte de pe ordinea de zi. O luăm de la început. Banu Claudia și Bourceanu Septimiu. Bună ziua, de la sala de plantare de primarea votului. În două puncte am să vă anunț când aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Bună ziua, Septimiu Bourceanu, circunscripția Constanța. Votul meu pentru astăzi este pentru. În regulă, Bourceanu. Banu, înțeleg că... Bună ziua, Claudia Banu, circunscripția 40 Vâlcea. Votul meu este pentru. Bun. Cazanciuc. Și Ceche Otilo. Cazanciuc, Ceche Otilo. Bună ziua, de la sala de plen pentru exprimarea votului. Aveți cuvântul. Ziua bună, Robert Cazanciuc sunt. Votul meu este pentru. Mulțumesc. Regulă, Ceche Otilo, Nazare Alexandru. Domnul Ceche nu răspunde. Ceche nu răspunde. Nazare Alexandru Neagu Ionuț. Bună ziua, de la sala de fundament exprimarea votului. Sunt două puncte, aveți cuvântul. Bună ziua, Alexandru Nazare, votul meu este pentru. Neagu Ionuț, Popa Maricel. Neagu Ionuț a votat pe tabletă. Aveți cuvântul. Aveți cuvântul. Pentru amândouă puncte. Veniți la microfon, mai bine. Pentru amândouă puncte. Sunt Marcel Popa. Ai auzit la telefon, bravo. Așa. Cine mai e?
Tanțoș Barna. Da. Tanțoș Barna. Nu răspunde domnul Tanțoș. Bun. Am terminat. Nu, pe bal număr 9, să se știe. Viteză mașină 07-90-01-03-04-07-90-01-03-04. Că nu. Rezultatul votului final de astăzi, 9 februarie 2022, vot telefonic la punctul 1, 31 pentru, 3 contra, 0 abțineri, în total, telefonic și hibrid și tabletă, total 100, pentru 103 voturi, contra 13 și 0 abțineri. La punctul 2, telefonic, 34 voturi pentru, 0 contra, 0 abțineri. În total, 116 voturi pentru, 0 contra, 0 abțineri. Mulțumim. Mulțumesc, domnule secretar de ședință. Stimați colegi, dați-mi voie să vă anunț rezultatul voturilor. La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost adoptat. La punctul 2, proiectul de lege privind aprobarea ordonanței a fost adoptat. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor și o zi bună. La revedere!